întrevenim cu drag la prof. Anai cu probleme de matematică la algebră, te am făcut acasă. Algebră, mă. Clasa a șaptea. Algebră. Pornim. Exercițiul 11 de la pagina 80. 11 de la 80. E vorba de descompunerea în factori, folosim formulele A plus minus B tot la a doua. Descompunerea în factori. Descompunerea. În factori. Da, folosim formulele de calcul pentru. Da, și era vorba de A plus minus B. Folosim formulele de calcul pentru. Da. De calcul de spus. Arătați că oricare ar fi numerele X și Y reale, au loc inegalitățile. X și Y reale. Oricare ar fi X și Y real, au loc inegalitățile. A. X pătrat minus 2X plus Y pătrat minus 2X? Da. Plus Y pătrat plus 4Y plus 5 mai mare egal decât 0. Da. S-a dat drumul la cameră? Da. Bun. Deci să arătăm că indiferent ce X și Y am înlocuit aici, după ce înlocuim, ce ne rezultă va fi un număr pozitiv. Hai să luăm un exemplu. Dă tu o pereche de numere ale. X 7 și Y 8. X, bă, îți place așa numere mari? Hai mă, merg numai ta. X egal cu 7 și Y egal cu 8. Te rog să conduci acum greșit, nu? 7 la a doua. 7 la a doua. Minus 2 ori 7. Da. Plus 8 la a doua. 8 la a doua. Plus 4 ori 8. Plus 5. Așa. Egal cu. Nu. Egal cu 5. Egal cu. 49. 49. Minus 14. Da. Plus 64. Da. Plus 32. Da. Plus 5. Da. Egal cu. 35. Bun, o simt să spune că e pozitiv, pentru da. Că ai cu plus destui, nu? Destui sunt cu plus și un minus 14 mai mare egal ca 0. Nu cape discuții. E mai mare stricter decât 0. Deci, iată pentru situația ta, lucrurile au stat corect. Așa este, e bine. Ești mulțumită, Miruna? Nu. De ce? Să încercăm și când X mai mare decât Y. Un X mai mare decât Y, așa și el nu obține X mai mic ca Y. Vino tu cu o pereche de numere și să vedem. X egal cu 8 și Y egal cu 5. X egal cu 8 și Y egal cu 5. Te rog să conduci, Miruna. 8 la a doua minus 16. Da. Plus 64. Da. Plus Y pătrat. Plus? Plus Y pătrat și 5. Y pătrat, păi Miruna răspunde. Plus 25. Dar aștept să mă corecteze de ceilalți. Deci Miruna a greșit, dar ceilalți care sunt atenți spun. Am greșit aici. Deci, plus 25. Plus 25. Plus 20. Dar și lucrezi, Miruna. Da. Și scrie. Da? Da. Plus 25. 20. Plus 20. Plus 5. Plus 5. Egal cu. Consider greșeală cine stă și se uită la tablă. Deci penalizate va fi asta. Opa. Da? Deci atenție, dacă cineva stă și copii sau știu ce, se o penalizare. Pentru că cel care are, te am că fața ochilor tăi și, da? Și cel, iată, bunul simț spune că... E pozitiv. E pozitiv, nu? Da. Deci este mai mare. Are o concluzie. Da? Să luăm negative. Ia să vedem. X, să spunem, minus 3. Da. Și Y, minus 4.
Minus 4. Ai o propunere asta, să vedem și când sunt negative. Da, dacă să vedem și când sunt negative. Ia să vedem, te rog. Minus 3, totul la 2. Minus... minus... 2 ori minus 3, nu? Adică minus 2 ori minus 3. Înlocui pe x cu minus 3. Plus... plus... Plus minus 4 la pătrat. Da. Plus 4 ori minus 4 plus 5. Plus 5 egal cu. Egal cu minus 9. Cum minus? Minus la pătrat. O nu, 9. Minus 6. Cu minus, Andy? Ai plus 6. Plus 6. Atenție multă. Plus 6 plus 16. Așa. Minus 16. Așa. Și plus 5. Se simplifică plus 16. Se reduc. Mi se reduc. Și o să fie... Strâi mai mare ca 0. Că a rămas 96, 15 și face 20. Dar e mai mare ca 0. Mulțumită, Anca. Unul negativ și unul pozitiv. Deci x egal cu cine? Dar am mai făcut. Unul negativ și unul pozitiv. Unul negativ și pozitiv n-am luat. Dăm tu. 3, x egal cu 3 și y egal cu? Minus 5. Minus 5. Și atunci rezultă în cap, vorbește? 3 la a doua. 3 la a doua. Minus 2 la 3. Da. Plus minus 5 la a doua. Da. 4 ori minus 5. Plus 5. Egal Anca, vorbește. 9 minus 6. Tudor, continuă. 9 minus 6 plus minus 5, minus, ba nu, este plus, că este putere pară. Plus 25. Minus 20 plus 5. 5. Ce părere ai așa ochiul tău? Cât îți spune că face aici? Pozitiv sau negativ? Hai să facem calculul. 25 plus 5, 30. 30 minus 26 face 49, 13. Care e mai mare ca 0. Deci pentru oricare ar fi x și y pozitiv sau negativ, suma e mai mare decât 0. Deci suma e mai mare ca 0. Tu dorești de acord cu ce spune colegul tău? Da. Că indiferent ce x și y. Da. Tu ești de acord. Miruna? Nu-i cumva x la a doua, nu, trebuie să fie 2xy ca să fie... Ești de acord, da sau nu? Dacă, oricum dacă ești de acord, oricum să mai faci, nu lasă așa. Stai o secundă, dacă eu întreb așa, ceva nu e în regulă. Bine, da. Bănești tu. De aceea n-am vrut să răspundă. Nu că supunem la vot. Deci nu chestia, spune la vot și când se zice da și nu zice nu. Miruna se sesizează nuanța și spune așa, ceva nu e în regulă dacă întreabă profesorul că sunt de acord. Nu, spune da, da, da. Că vă ia doar 4 exemple. Asta e. Aș lua niște numere care le-ați, dacă le-ați din întâmplare, le-ați nimerit pe cerea care fac chestia asta. Știți câte posibilități sunt? Soai. Infinit. No. Asta e. După ce epuizăm toate posibilitățile, spunem că e bine. Păi și care ar mai fi, puteți să ne spuneți? Care ar mai fi ca variante aici? O infinitate de valori, alte numere. Minus 1 și 7, 3 și minus 1, 0 și 3. 1 și minus 107. Sau 1 pe 2 și minus 13. A poate să fie radical? Și radical. Păi dar aparține lui el, tu nu vezi? Deci toate numere, că indiferent ce x și y real putem. Indiferent ce este. Deci trebuie să ajungem la o idee deșteaptă încât să fie atât de fain încât să spunem indiferent ce locuim, e bine. Și am să vă zic așa. Ce părere aveți? X pătrat minus 2x plus 1 e mai mare ca 0 mai mare egal ca 0 oricare ar fi x real? Oare să fie adevărat tot timpul aici? Cu
cu chestia ca să înlocuim pe X și cu toate variantele, nu prea ne încălzește, că am văzut că nu e pusă problemă. X pătrat minus 2X plus 1 ori mai mare ca 0, indiferent ce X? Nu spunem da sau nu la întâmplare, ci pur și simplu trebuie să justificăm de ce. Până una alta să vă mai pun o întrebare. Ce părere aveți? X minus 1 la pătrat e mai mare egal decât 0, indiferent ce X aș pune? Ar fi X la 2, 2X. Nu, hai să luăm și orice X. Poate fi și minus 15 la 2, tot pozitiv. Deci indiferent ce îi pune aici Mirula, fiindcă e la pătrat, da, fiindcă e la pătrat, totdeauna e pozitiv. Și ai tot X minus 1, ai acolo. Asta resuiește tot X minus 1. Este asta de jos, nu? Da. Care e la pătrat. Asta e poanta. Deci, acolo ce e asta? La fel. Nu? X nu la 2 minus 2 X plus Y la 2. Care trebuie să fie 2 XY. Păi dacă trebuie altceva. Nu trebuie 1 ăsta. De unde le iau? Adunăm cu 1. De unde să le iau? Nu am vreo șansă. Pe acolo le-a trage cu a 2 ochiul până la capăt. Ah, plus 5. Punem plus 1 acolo. Deci din 5 luăm un 1 și îl lipim lângă ce e nevoie. Și ce rămâne? Da? Deci acolo, cum s-a traduce asta? Echivalent. Noi din nou pe caiet. Da? Scrieți-o din nou. Da. X pătrat minus 2X plus Y pătrat plus 4Y plus 5. Se scrie X pătrat minus 2X plus 1. Am făcut noi rost de 1 din 5. Plus ce-a mai rămas? Ia să ne uităm cu Y pătrat plus 4Y plus 4. Mai mare egal decât 0 ar trebui să fie, da? Mi se pare 2 Y plus. Lasă-l ușor. Nu 2 plus. Nu apăsăm pe pedală. Aici cum s-ar scrie copii? Y minus 2 la 2. X minus 1 la totul la 2. X minus 1 totul la 2. Plus? Plus ce? Plus Y plus Y plus 2 la 2. Totul în halma. Y plus 2 totul la 2 mai mare egal decât 0. Și e adevărat. De ce? Pentru că orice putere la 2 e pozitiv. Orice număr la putere pară e pozitiv. Deci ăsta e mai mare egal decât 0. Ăsta e mai mare și el decât 0. Și două numere pozitive adunate fac și ele mai mare decât 0. Puteți să-mi spuneți când ar fi 0? Întrebarea mea, cât ce X aș da și ce Y aș da încât să facă 0? 1. X1. Da. X1 și Y-ul? 0. Dar de ce a dat X egal cu 1? Ce a avut Miruna? Te rog, Miruna, să ne spui totuși că noi n-am înțeles ce Y. 1 minus 1. Ca să facă 1 minus 1, nu? Da. Să facă 0. Și atunci Y-ul? Și atunci ce Y-ul să facă și aici 0? Tot 0. Y-ul. Asta. Minus 2. Minus 2. Că minus 2 plus 2. Deci pentru perechea X egal cu 1 și Y egal cu minus 2 rezultă că șmecheria asta devine 1 minus 1. 0. Adică vine așa ca să vadă toată lumea. X 1 minus 1 la pătrat plus minus 2 plus 2 la pătrat, egal cu calculăm. Egal cu 0 la pătrat. 0. 0 plus 0 face 0. Deci asta e perichea pentru care devine 0. În rest, totdeauna ne-au dat numere pozitive. Da. E strict mai mare. Deci e strict mai mare. Deci în rest ne-au dat strict mai mare ca 0. Când ne-a dat? N-am găsit perechea asta. N-ați fost inspirat să luați 1 și minus 2. Ei, n-au văzut-o așa de o problemă. Sigur că da. Ar fi fost prea tare ca deodată să nimeriți perechea asta care se facă 0. Haideți să o facem. Mai stăm un pic. Îmi place foarte tare. Ați bănuit cum am făcut ghișul ăsta. Puteam să fac deodată. Știți cum mergea? Spune așa.
Ce vedeți voi? Ce ar mai x pătrat minus 2x plus 1? Mai trebuie luăm 1 de aici și facem așa, rămâne 4, fac pătrat perfect. Așa, așa e la școală. Asta e varianta la școală, așa este. Și copiii veți de spun așa, ce e chestia asta? Mai ascultați că spun, Miruna, ascultă, urmărește-mă. Nu ai dar... și sau toată noaptea, înțelege-mă. Dar nu acum... Nu vin la 11, că e foarte mult. Poate, nu vin la 11. Nu. Nu vin la 11. Și de aceea vreau să vă atrag atenția că lucrurile la care insist Miruna sunt atât de importante încât merită să mai acord atenția necesară. De ce? Eu puteam să încep egeșițiu, atenție, puteam să încep egeșițiu în varianta în care nu dădeam aceste cazuri. Și treceam repede, dar nu înțelegeați nimic. Varianta nici nu înțelegeați. Varianta școală. Varianta școală care te lasă rece. Școala trebuie să devină umană, adică se discută cu oameni și trebuie să fie o legătură de asta de la minte la minte, cum spuneam altă dată. Și aici eu am vrut să înțelegem ce înseamnă că pentru orice X și Y. Adică să luăm o pereche, să vedem ce se întâmplă. Luăm altă pereche și așa mai departe. Ați vedeți dacă sunt pozitive. Mă întrebam, v-am întrebat, ați epuizat problema? Punem la vot. Păi, da, alții că nu. A fost momentul în care Miruna a stat pe gânduri care a simțit nuanța din vocea mea și atunci a spus ce trebuie făcut, care este situația. Probabil că n-am epuizat, că sunt o infinitate de cazuri. Nu se face așa problema, altfel. Și atunci ce a făcut? V-am adus pe x pătrat minus 2x plus 1 la pătrat. Ca să vedeți că aici orice x aș înlocui totdeauna pozitiv, care se scrie așa. Și atunci v-am atras atenția asupra variantei că din 5 luăm pe 1. Deci metodic v-am construit ușor, pas cu pas, ca să vă prindeți de problemă. De aceea merită să mă primiți cu multă... Like și share. Nu uitați de like și share. Așa. Varianta profundă asta. Varianta profundă în care lucrurile se clarifică, da? Prin conturi, pentru că înțelegem ce se întâmplă. Nu așa mecanic punem acolo niște rezultate. Da. Te rog, Miruna, sau Mihaela. Da. X pătrat, AB, nu? B, bineînțeles. X pătrat plus 4X. X pătrat plus 4X plus Y pătrat minus 6Y plus 13, mai mare egal ca 0. Eu reau. Lucrează Miruna, dai drum mai departe. Eu vreau pe Adi. Bun. X, ia să vedem ce avem aici. Acum avem așa, X plus 2, tot la a doua. Opa, de ce plus 2, de ce nu e plus 3? Pentru că e 4 ăla care nu e supără. Asta, mă, e de 2 ori 2X. De 2 ori prima parte și vezi că partea a doua ar fi 2. Deci fiți atenți ce urmărește. E șmecher și nu ne spune. Care e binomul la pătrat? Hai să vedem binomul. A plus B totul la pătrat înseamnă A pătrat plus de două ori A ori B și plus B pătrat. Plus B pătrat. Și noi acum vrem să strângem. Da? Vrem să strângem. Este desfășurat și zicem mă, X pătrat A am. Adică prima parte la pătrat. O am. A este X. B-ul, aici e controlul, de două ori, deci văd că 4 poate fi zis de două ori, 2 ori X ori 2, că 2 ori 2 face 4, de două ori X-ul ori 2. Și asta e partea a doua. Deci 2 este partea a doua, care trebuie să fie la pătrat. Deci lui 4X ce-i mai trebuie ca să fie fericit? În 4X îi mai trebuie un 4. De aceea zic X pătrat plus 4x, azi, vorbești, da? X, 4, da. Plus 4x, plus 4. De la 13. Din 13 l-am mușcat. Da. Și plus y pătrat minus 6y plus 9, așa e rămas. Da. Iată pe 13 rupt în 4 și 9. Da? Anca. Și care mai poate fi scris acum mai departe, egal așa, cu x pătrat plus de 2 ori x ori 2, plus 2 la a doua, că e 4, da? Da. Plus y pătrat, plus minus. Minus 2 ori 3. 2 ori 3 ori y, adică 3 va fi partea a doua, și plus 3 la a doua.
Da, care este 9. Și atunci egal mai departe cu partea asta toată se așează. Nu este, nu ai înțeles. Nu înțeles. Păi da, da, te rog frumos. Aici, deci eu a trebuit să te surprind că aveai mimica celor care nu înțelege. Exact. Dar trebuie să băi. Mai mă înțeles, domn profesor. Te-am speriat. Da, nu înțeles, domnule. Cred că e rușine, mi-a zis mie că n-am înțeles. Da, nu ai voie. Ai voie, mă supără cel mai tare. Hai să vedem încă o dată. Uite, dacă ai ridicat pe x plus 2, x plus 2, totul la a doua, cât ar face? Te rog să mă ajuți acum. Marco, x pătrat. Deci x pătrat ar face. Plus. Plus... De 2, 2 ori. 2x ori 2. Adică 2x ori 2 cât ar face? 2x ori 2, 4. 4x. Așa. Și plus? Plus 2 la 2 pătrat. Egal cu 4. 4. Păi nu asta am făcut eu. Eu nu aveam la 4x l-am avut. Nu aveam pe 4 ăsta și am rupt din 13. Și l-am agățat aici. Da? Și mi-a rămas 9. Adică pe 13 l-a scris 4 plus 9. Deci pe 13 l-am rupt în două. Un 4. Deci un 4. Plus cât avem noi acolo? Și un 9. Da. 4 și 9. Dar e de ce un 4? Cine a zis 5 și 8? 8. Pentru că mai e... 5 nu m-a ajutat cu deloc. Exact, 5 nu, că aveam acolo 4. Păi aveam nevoie de 4 eu. De pătratul lui 2. Și dacă era 5, 5. Și 5 îngheață 5, nu-i pătratul cuiva. Și controlul ăla mai aici, de două ori, prima parte ori a doua, da? Partea a doua aici o vedem. Deci după ce am văzut pe 4 scris 2 ori x și ori 2, iată, asta e prima parte și asta e partea a doua. Și acum, de aici îmi dai eu cine, seama cine e partea a doua. Partea a doua este 2. De aceea am nevoie de 2 la a doua. Ca să încheie ghișițul, să-l pot strânge ca un binom. Și ca să am nevoie de 4, cum observați, de unde fac rost de 4 acela? Din 13. L-am rupt în 2 și am zis, tu treci aici în față, fă-mi serviciul pe care eu l-aștept, ca să poți strânge ca un binom și ce rămâne nouă, numai bine să leagă și îl face treaba dincolo. Așadar, aici, Tudore, va fi x plus 2 totul la pătrat, de acord? Da. X plus 2 totul la pătrat. Plus, plus aici ce va fi? Y plus... Nu plus, din cauza minusului aici, y minus... Y minus 3 totul la pătrat. Plus y minus 3 totul la pătrat. Ăsta fiind la pătrat e mai mare egal decât 0, ăsta e mai mare egal decât 0, suma... Mai mare decât 0. Deci suma va fi mai mare egal decât 0 și e terminat e ghișițiu. Da. Da? E mai mare egal decât 0. Spune-mi, te rog, Anca. Eu. Spune-mi, te rog, Anca, m-am uitat la tine, dar am venit la Anca. Care e X-ul și Y-ul pentru care să fie 0? Și trebuie să scrii chestia asta când x plus 2 la 2 e mai mare ca 0 sau cum deci să scrii? Deci se pune de sub așa. Așa, de sub. Neapărat să zicem când e egal cu 0? Și când e egal cu 0? Nu, asta o facem noi acum. Tu e suficient atât, Anca, că spui mai mare egal decât 0 pentru că e la pătrat. Am înțeles, am crezut că asta e un fel de... obligații. Da, pentru... Nu, este, dacă vrei, poziționarea sau dacă descoperirea perechii acelea care îți face 0. Când vezi, ai și egal cu 0. Mm-hmm. În rest, e tot timpul pozitiv. Și nu-i bine să o punem? E cu atât mai bine. Nu facem nimic decât să venim cu o precizare în plus. Cu da? Da, te rog. Minus 2 și 3. Deci x-ul egal. Deci pentru x egal cu minus 2 și y egal cu 3, rezultă că, am să notez că e de xy expresia asta. E de xy, așa zic, e de xy egal cu... De ce? Este o expresie în xy, da? Uh-huh. E de x, y. Deci pentru x egal cu 2 și y egal cu minus 3, e de minus 2 și 3 este egal cu 0. Înlocuim pe x cu minus 2 și y egal cu 3, expresia devine 0. Deci am arătat pentru ce pereche se întâmplă să fie 0. În rest, indiferent ce x și y, va fi strict mai mare ca 0. Da? Deci concluzia este că după ce ați aranjat așa, și a scris mai mare egal decât 0, vă permite să spuneți că ați dat răspunsul problemei. Corect. Fiind o sumă de două pătrate perfecte. Da, o sumă de două pătrate perfecte. Și acum. Ai înțeles? Da. Ia să vedem dacă Tudor și Anca au înțeles cum se descompune. Da, acum ai înțeles.
Uite, ne uităm foarte mult atenție și puneți întrebări. Nu puneți întrebări și vă descoper, nu-i bine. Deci nu-i bine. Nu v-am, niciodată, martor mese Dumnezeu, niciodată nu am repezit pe nimeni. Când nu știe cineva, eu sunt de vină. Eu trebuie să găsesc soluție să mă fac înțeles. Nu tu ești de vină. Asta e deviza mea. Deci, nu... Cum a zis Davide, faceți o magie acolo, la 13-le ăla, și împărțiți-le la 7-le încât să... Super! Da. Davide făcea magie la fracții, ca să aducă la același numitor. Înțelegeți că trebuie să vă spun asta. Deci aveam unul pe... Și din fața 4. Plus 3 pe 4. Da. Și noi fac acum unul pe doi magii și îl mulțesc cu doi. Da, ca să nu zic că amplifică. Nu, face, nu spune că l-amplifică. Îi face o magie. Hai să facem magie. Da, facem o magie și face atunci 2 pe 4. Da. Plus 3 pe 4. Asta mi-a rămas. Da, da, încă. Asta e vocabularul, dacă exact. Intră în vocabularul meu. Da. Deci, atenție. Așa și să fac o magie la 13-le, ăla la... Supra 4, da? Corect. Da. A, așa. Ideea este asta. Faceți o magie. Încorporat în numărul de aici, se află ceea ce îți trebuie ție. Exact. Numai trebuie să rupi convenabil. Corect. Și să dai și stânga și dreapta. Da. Corect. Te rog. Ce? X pătrat minus 6X plus Y pătrat. Deci se lăsime de XY. Hai să zicem. Expresia e de XY. Da, este egală cu X pătrat minus 6X plus Y pătrat minus 2Y plus 10 mai mare egal ca 0. 10. Trebuie să arătăm că e mai mare egal decât 0, indiferent ce X și Y reale vom avea, da? Indiferent ce. De aceea, plecăm. E de X și Y, am încat eu să vădești tu. De ce 6? Pentru că avem nevoie de... Să facem o magie la 10. Din 10 la să facem. Dar de ce de 6? De ce te obținem la 6? Că nu știu. Trebuie să rupem problema. Da. De ce la 6 te-ai gândit? Ușor. Fără. Dar dă-i drumul înainte. Dă-i drumul și dacă ai curaj, du-te în față și muncește. De ce s-a gândit Tudor la 6? De ce să rupă pe 10 în 6 și 4? Pentru că am avut acolo... Adică nu crezi că ar trebui să mai insistăm aici? În loc de 6, să zicem, de două ori, e prima parte X, oricine să ajung la 6? 2 ori cât să facă 6? 3. Ori 3. Și acum, Anca, prima parte o ai X-ul și partea a doua este 3. Cât îți trebuie să adaugi aici ca să fie binomul la pătrat? Îți trebuie partea a doua la pătrat. Adică îți trebuie 3 la a doua. Cât îți trebuie 3 la a doua? Ce înseamnă 3 la a doua? 9. Deci 3 la a doua îți trebuie ție. Adică pe 10 ăsta rupem în 9 și un 1. Deci nu facem la întâmplare. Da. Îți trebuie puteți pătratul perfect. Da? De acord? Foarte clar. Repete cu asta. Deci adică. Cum spune formula? Zice așa. Asta e prima parte și asta e a doua, da? Și face prima parte la pătrat plus de două ori prima parte ori a doua și plus partea a doua la pătrat. Asta e formula, da? Da, da. Și noi avem prima parte este x-ul, da? X-ul la pătrat. Și acum de două ori x-ul, adică prima parte, oricine să facă 6, oricine, deci trebuie 2 ăsta de 2 ori prima parte, oricine să facă 6, 2 ori cât să facă 6, ori 3. Ești obligat să pui pe 3. Da. Și acum plus partea asta a doua la pătrat, ca în dată ăsta să se strângă ca fiind cine? Cine va fi așa? X. X. Plus 3 tot la pătrat. Nu plus, ci minus 3. X minus 3 totul la pătrat. X minus 3, Anca, totul la pătrat. Ia să vedem dacă ridicăm la pătrat. Cât vine? Vine X pătrat. Da? Prima parte X pătrat. Acum, de 2 ori X ori 3, 2X ori 3, face 6X, plus 3 la a doua care se amlă. Deci știi să fie 3 la a doua. Povestea este să-l descoperi cu precizie. Că 3 la a doua, nu 6. Da? E important să-l vezi pe cel care trebuie să fie partea a doua. Mm-hmm.
Deci de unde trec, te întreb 2 ori cât se facă 6. 2 ori cât se facă 6? Răspunsul? 2 ori? 2 ori 3. 2 ori 3. Și plus acel 3 la pătrat, care vine din 10, 9 adică, și rămas 1 lui. Și plus mai departe, ce o să spun? Plus y pătratul, nu? Da. Y pătrat minus 2 y ori 1, poți să spui? Plus 1. Da? Plus 1. Plus 1. Dar 1 ăsta poate să fie la pătrat, văzut. Da. Adică 1. Deci 1 la pătrat. Și atunci îți dai seama că ai acum șanse să ai un binom la pătrat. E cu acel binom la pătrat. Va face, face egal cu, ce zicem? Va face egal cu x. Minus 3 minus 3 totul la pătrat. Plus. Plus. De ce 3? Că e terminat cu ei. Aici e minus 1 tot la pătrat. Y minus 1. Y minus 1. Da, minus am zis. Foarte bine. Pentru că minus cu plus dă minus. Da, Y minus 1 totul la pătrat. Da? Și acum, ăsta este mai mare egal decât 0. Ăsta altul e mai mare egal ca 0. Și două numere pozitive. Să facem și cum a spus dumneavoastră. Este 3 și 1. Deci mai mare egal decât 0 va fi, nu? 3 și minus 1. Deci 3 și 1. Și 1. Și 1 deci Y minus 1 egal cu 0. Y egal cu 1, da? Deci am obținut perechea X egal cu 3. Deci zice, pentru X egal cu 3 și Y egal cu 1, e de 3 și 1 egal cu 0. Pentru perechea asta, expresia devine 0. Anca, mai iau încă o dată. Atenție multe, vreau neapărat să înțelegi că nu scăpați de mine. Așa, da. Expresia era așa, x pătrat minus 6x plus y pătrat minus 2y plus 10. Nici asta nu-i completă. Că îi mai trebuie lui 6 un 9, ca să facă de 2 până partea la 2, doar plus partea a doua la pătrat, iar lui asta îi mai trebuie un 1. De unde luăm? Pentru că 10, 9 și 1, nu 6 și 4. Că nu folosește nici la unul, nici la celălalt. Vezi, autorul știa, a făcut calculul în culise, 9, și de coace 1 și spune, dă eu pe 10. Bun. Hai să vedem un alt. Da. Ce e? 4x pătrat. Da. Hai să scrie după. Deci când 4x pătrat. Deci spunem 4x pătrat plus 9y pătrat plus 4x plus 12y plus 5 mai mare egal ca 0. Miruna. Scrie ca 4x la a doua plus 4x plus 1 plus 9y la a doua plus 12y plus 4. A, Miruna se sesizează că au fost amestecați, nu-i place. Da. Vrea pe ce cu x unul lipit de celălalt, dar hai să facem așa. Deci 4x pătrat plus 4x, lăsăm așa pe plus 1. Plus, nu știu dacă se pune. Plus și o lăsăm în gol. Da. Plus 9y pătrat, plus 12y, plus, și o să vedem, da. Mai mare egal decât zără altă asta. La prima vedem... Stop, data, am înțeles. Mergi mai departe, lucrează. Aici, pentru celălalt. Am ceva probleme. Egal cu, în loc de 4x pătrat, pot să zic 2x, totul la pătrat. Vreau pe prima parte la pătrat. Asta e prima parte.
Și acum plus, aici trebuie să-mi iasă mie de două ori. Formula de două ori. Locul întâi, adică 2x. Ori 2. Ori cât? Păi ca să ajung la 4. 1. Ori 1, mă. Că 2 ori 2 e facil de așa 4x. Da. Ori 1. Da. Și este telefonată că partea a doua trebuie să fie 1. 1. Și atunci vine plus partea a doua la pătrat, adică 1 la pătrat. Deci și partea a doua la pătrat. Deci vedeți, prima parte la pătrat, plus de două ori prima parte ori a doua, plus partea a doua la pătrat. De unde l-am luat pe 1? De la 5. Deci aici plus 1 plus 1, că lăsăm un gol. Plus 4. Și aici e plus 4, care completează. Bun. Plus, acum, mai departe. În loc din nou y pătrat, cât poți să spun? 3 la a doua. Și y la 3y. Da, 3y. Totul la a doua. Uh-huh. Deci vine 3y. Totul la a doua. Plus. Plus. În loc de 12y, trebuie să zic de două ori. Locul întâi. Cât e locul întâi? 3y. 2 ori 3y. Da? Și 2 ori 3 fac 6, până la 12 mai trebuie 2. Ori 2. Ori 2. Și acum mi-a fost telefonată și partea a doua. Da. Adică plus partea a doua la plus 4. 2 la a doua. E 2 la a doua, care e 4, cum ai spus tu. Foarte bine. Și acum, care este, Tudor, primul binom? Primul binom este 2x plus 1. Așa. Totul la pătrat. 2x plus 1, deci 2x plus 1, totul la pătrat. Pătrat. Plus, Anca, te rog să urmărești care este binomul al doilea. 9y. Nu, nu e 9y. E 3y, Anca. 3y plus? Plus 2. Plus 2. 3y plus 2, totul la pătrat. Anca. Când ai văzut ăsta la pătrat, ăsta la pătrat și totul e rezolvat aici, înseamnă că e ăsta plus ăsta, totul la pătrat. 3y plus 2, totul la pătrat. Și fiindcă ai reușit expresia asta, să o așez ca o sumă de două pătrate perfecte, sigur este mai mare egal ca 0 prima la 0. Mai mare egal ca 0, suma două numere pozitive e mai mare egal ca 0. Întrebarea este, pentru ce x și ce y se întâmplă să fie 0. Păi simplu, egalați asta cu 0. Și vine 2x plus 1 egal 0, x egal cu cât? 1. Nu apas. Că 2 ori 1, 2 și 1, 3. Păi, hai să rezolvăm asta. 2x plus 1 egal cu 0. Cât este x-ul de aici? Egal cu minus 2. Bine, 2x egal cu minus 1. Da. Deci de aici 2x egal cu minus 1. De unde rezultă că x? X egal cu minus 1 pe 2. X egal cu minus 1 pe 2. Da? X egal cu minus 1 pe 2. Să văd dacă mai aude. Am amuțit din multe vreme. Și timpul. 31. Da. Deci... De acolo x egal cu minus 1 pe 2 și y-ul, te rog, vă rog să-l vedeți, y-ul. Cât este? Y-ul? Da. Facem așa, 3y. Ce facem? Anulăm și pe cealaltă, haideți. Da. 2, minus 2 pe 3. Este egal cu minus 2 pe 3. 3, da. Și zicem, pentru x egal cu cât? Zicem. Pentru e de... Nu, pentru... Da, x. Pentru x egal cu minus 1 pe 2. Da. Da? Deci pentru x egal cu minus 1 pe 2 și y egal cu? Minus 2 pe 3. Da, minus 2 pe 3. Cât face? 0. Expresia face 0. Așa este. Deci când x egal cu minus 1 pe 2 și y egal cu minus 2 pe 3, e de numele acestea este 0. E de numele acesta este 0. Iată că
Am reușit să... Mă ajut? Nu, mă... Vreau să mă descurmă, că doar nu... N-am... Deci plus... Minus... Gata. Așa, dar expresia respectivă este, în rest, totdeauna mai mare ca 0, cu excepția situației acestora, alălor două valori, x-ul este minus, pentru x egal cu minus 1 pe 2 și y egal cu minus 1 pe 2, se întâmplă ca expresia să fie 0. Da? Să recunoaștem un lucru. Că se ascunde un singur secret în tot ce facem noi aici. Anume, ideea este să vedem că e desfășurat binomul. Binomul e desfășurat și noi trebuie să strângem. Și pentru ca să strângem, trebuie să vedem cine e prima parte și cine e partea a doua. Care o primă parte și partea a doua, tot la pătrat și plus cealaltă. Deci el e desfășurat. Ne lipsește, pentru fiecare pătrat perfect, lipsește partea numerică. Deocamdată, până în momentul ăsta, am văzut asta. Și noi trebuie să facem rost din 5-ul ăsta, 13 cum a fost dată trecută. Parcă 10 ce mai fost dată, da? Să facem rost de cât? Să rupem în două, încât să facă serviciu convenabil ca să putem strânge ca un binom. Da. Asta este secretul asta. Cu asta trebuie să operăm. Să știm foarte repede care părțile, prima parte, a doua parte, și îndată să ne completăm cu partea numerică pentru a reuși performanța aceea de a vedea un pătrat perfect. Te rog, Mihaela. X pătrat plus Y pătrat. Da. Minus 2 radical dintre Y. X pătrat, expresia e de X și Y. Este X pătrat egală cu... X pătrat plus Y pătrat. Minus 2 radical din 3 Y. Minus 2 radical din 2 X. Plus 5. S-a lăsat un oftat lung. Da. Ba nu. Nu știu de ce. Trebuie să avem curaj. Avem X. Cum propui tu, Tudor? Propun că x pătrat așa. Minus 2 radical din 2x. Foarte bine. Și plus, lăsăm aici un spațiu. Y pătrat. Da. Minus 2 radical din 3y. Da. Plus 5. Da. Plus spațiu. Plus spațiu, da. Plus spațiu. Care vine din urma descompunerii lui 5. Uh-huh. În cine și cine? Să le băgăm sub radical pe 2? Dacă îl bagi pe 2 sub radical, strici tot. Da. E format de două ori. Deci am așa de x pătrat. Adică prima parte cât ar să fie a binomului? X. Da. Deci binomul pe care îl aștept va fi x și partea a doua nu mai știu ce să-l pun. Oricum cu minus. Da, totul la pătrat. Totul la pătrat. Plus. Pentru partea cealaltă, va începe cu Y. Minus sau plus? Minus. Și nu știu ce să mai pun la pătrat. La asta visez eu. Deocamdată visăm. Visăm, sigur. Dar controlul avem aici. De două ori, prima, ori a doua. Avem deja. Sunt trei mulțite aici, nu? De două ori, X-ul, ori a doua. Cine e partea a doua? X. A doua. Cine e partea a doua? Care, dacă spune de două ori, prima parte, ori a doua, încă. Deci zice 2 ori x, eu pot să schimb ordinea. 2x ori radical din 2. Și dumneavoastră ce cerut? A doua parte? Cine e a doua parte? Radical din 2. E radical din 2. Corect. Uite, pun aici radical din 2. Și noi suntem 20. Și acolo e radical din 3. Sigur că da. De două ori, Y radical din 3. Radical din 3. Tu spuneai să stric, mă. Mă, da. Ce-mi făceai, mă? Mă dădeai pe... Într-un fel, bărjură.
Da, păi cum să stric dacă eu am? Dacă eu am deja ce trebuie? Auzi, știi, numai dacă ar fi fost băgat de el, de autor, și autorul, dacă ar fi fost dur, îl băga pe 2 el, și vine 4 ori 2, 8. Și ar fi dat așa. X, iată cum a dat Leana. X pătrat dur. Minus radical din 8. Nu, minus X radical din 8. X radical din 8. Da? Atenție, faceți-l pe ăsta, vedeți acum. Deci X pătrat minus X radical din 8. Minus radical din 12, minus Y radical din 12 plus Y pătrat, hai să-l fi spus aici, Y pătrat în față, și plus 5. Știi ce aș fi făcut eu? Da, ce ai făcut? Deci, fără să mă lată, pe 8 l-aș fi scris ca fiind x radical din 4 ori 2, l-aș fi scos pe 4 și ar fi 2x. Păi da, mă! Obligatoriu, faci rost de două ori ăla. De două ori prima parte. Neavândă-l la îndemână, faci rost de el. Și tu ce îmi spuneam mai înainte? Să fac tocmai invers, să-l ascund. Păi cum să-l ascund când am nevoie de două ori? De două ori prima parte. Deci, se pare că am nimerit-o. Se pare. Dar încă nu avem, știi, corect ideea. De aceea, ridicăm la pătraș. Cât ar veni? X la a doua. X la a doua. Cine nu vreau? Eu. Nu. X la a doua. Anca. X la a doua. X la a doua. Nu-i plus? Minus 2 ori. Minus 2 ori. 2 ori X la a doua. Minus 2 ori? X. X. Minus 2 ori X, nu la a doua. De doar prima parte, cum vezi aici, minus 2 X ori. Ori radical din 2. Așa. Plus. Plus radical din 2 la a doua. Corect. Plus Tudor. Plus. Radical din. Plus asta, nu. Plus Y pătrat. Plus Y pătrat, da. Mai departe, Y pătrat. Minus. Lucrează. Minus 2 Y ori radical din 3. Da. Plus radical din 3 pătrat. Păi, acum. Să vedem dacă radical din 2 la pătrat și cu radical din 3 la pătrat fac 5. Acum avem emoții. Cât face radical din 2 la pătrat? 2. 2. 2. 3. Iesă. Și ăsta 3. Yay. Și este excepțional. Super. Da? Deci abia acum spunem că am nimerit-o bine. Da. Dar ne-a dirijat de două ori prima parte, ori a doua acolo, da? Da. Așa încât spunem că aici poți să zicem 2. Deci și aici, 3. Sau radical din 2. Putem zice radical din 2 la pătrat, că e tot 2. Da. Și radical din 3, totul la pătrat. Și este super. Da, și e mai mare decât 0. Da, dar să o scriem în finală. Aranjată sub forma asta, x minus radical din 2, totul la pătrat, plus y minus radical din 3, totul la pătrat. X minus radical din 2, totul la pătrat, plus y. X minus radical din 2 mai mare sau egal cu 0, da? Y la fel. Și acum, ce x, pentru ce x și pentru ce y se întâmplă să fie 0? Radical din 2 și radical din 3. Da. Deci pentru x egal cu radical din 2 și y egal cu radical din 3 e de radical din 2 și radical din 3 este 0. Domnul profesor, vreau să vă spun că făcând și pentru când este egal cu 0, exercițiu 12 este să aflăm x și y numerele reale dacă este egal cu 0. Practic, rezolvăm și secțiul 12, sunt aceleași ecuații. Da. Ba da, sunt aceleași neama, uite-te. Deci, practic, deci, am făcut și... Rezolvăm și 12. Mare, rezolvăm și pe 12, că mai sunt câteva în plus. Dar îl facem și pe 12, deci îl faceți foarte bine. Da. Și pe aceea trecem la 13, ca să vă fie ușor și... Am înțeles. Deci, practic, l-am surprins în exercițiul ăsta și pe 12. Da, și următorul, da. Sunt pe fază, vezi? Exact. Parcă am știut, aș fi citit exercițiul. Foarte următor, bine. Da? Super. Așa. Deci la punctul următor, chiar să întreabă pentru cine este 0. Exact. Neapărat trebuie să faci așa și să cereți egal cu 0. Bun.
Mergem să vedem. Mai departe. Deodată la 13 vreau. Dar mai am unul, domn profesor. Mai ai unul acolo. Mai am unul aici și pe aceea trecem și la celălalt. X pătrat minus X. E de X, Y. Da, e de X, Y. E de X, Y. Egal cu X pătrat minus X plus 3Y. Minus X plus 3Y. Y plus 5 pe 2. Plus Y pătrat. Mai mare egal ca 0. Da. Nu vă speriați, pare un pic triști. Exact. Nu, exact. Nu, dar nu mă uitam la... Eu nici nu mă partrez. Da? Nici eu. Nici eu nu mă partrez. Ce ai de gând să faci? Mă uitam la exercițiu. Și putem face... Nu vedeți puțin. Da, păi asta, asta e esențial. Putem aduce Y pătrat lângă 3Y. Bun. Da, de acord cu asta. Deci egal mai departe. X pătrat minus Y. X pătrat minus X. Minus X, da. Plus cine o fi? Plus 3Y. Plus, a, plus cine o fi, da? Plus Y pătrat mai întâi. Plus Y pătrat, pătrat plus 3Y. Plus 3Y. Și plus cine mai fi? 5 pe 2. Plus cine mai fi? Că vrem da. Să ne gândim și spre ideea finală, ca să facem pătrat perfect. Deci ne trebuie aici ceva din componența lui 5 pe 2, ceva din componența lui tot al 5 pe 2, încât să le înlocuim aici și să ne iese perfect. Dacă ne gândim 5 pe 2, trebuie să scriem ca 3 pe 2 plus 2 pe 2. Dacă ne-ar fi trebuit... Iată o idee are. 5 supra 2 poate fi scris ca fiind 3 pe 2 și plus 1. Sau 4 pe 2 plus 1 pe 2. Deci, altfel, echivalent cu 4 pe 2 plus 1 pe 2. Plus 1 pe 2. Adică 2 plus 1 pe 2. Adică 2 plus 1 pe 2. X minus... Asta sunt variante, nu? Da. Variante de scrierea lui 5 pe 2. Eu pot să zic poftim? X minus ceva tot la pătrat. A, tu visezi da. La X minus ceva da, totul la pătrat, cum am văzut mai înainte, da. Plus... Y plus ceva. Plus ceva, da, totul la pătrat. Ceva, totul la pătrat. Așa mi-aș duci eu. Așa îi face. Dar acum problema să vii, cine să fie aici? Exact. Cine? Despre asta discutam. Asta discutam. Cine să fie acolo? Și cine să fie aici? Eu am zis. Bun, Corvina. Foarte bun. Și vedem că acolo totuși X ar trebui să fie... Când avem 2 ori X ori Y. Nu. Unde? Nu avem X ori Y. Nu, acolo la X minus ceva la 2. 2 ori A ori B am vrut să zic. Da, bine. 2 A, B, da. X minus 2 ori X ori... Deci îți trebuie 2, îți trebuie 2 neapărat aici, nu? Da. Miruna, din pământ din iarbă verde. Deci îți trebuie așa, tu, deci visezi. Iată și frumos visare acum. Zice așa. X pătrat minus de 2 ori X ori cine să fie acum Miruna? Partea a doua încât să se simplifice 2 cu 2. Amplificăm toată fracția și Y la a doua cu 2 ca să avem peste tot 2. Și 3Y și 4 pe 2 să fie cumva. Da, ba da, 4 pe 2. 4 pe 2, 4 pe 3. Cine-i partea a doua? Cine spune și partea a doua ca să rămână X curat? 4 pe 2, măi. Ah, da, 1 pe 2, măi. Mă salvat. 1 pe 2, că 2 cu 2 simplific și rămâne ca înainte. Da? Deci acum, de 2 ori X ori 1 pe 2 și iată prima parte a doua și partea a doua este pus în evidență. Deci vine plus 1 pe 2 la pătrat. Obligator, că trebuie. Da. 1 pe 2 totul la pătrat. Plus Y pătrat acela. Plus 3Y. Plus 3Y. Plus 4. Nu, o secundă. Trebuie să vedem aici foarte tare. Mi trebuie de 2 ori. 4 pe 2. Din trebuie 2. Pun 2. Pun 2. Dacă l-am pus aici, îl pun și jos. Da, și simplific cu domnul. Cu 2 de aici, cu 2 de aici. Deci dacă am pus 2, că am nevoie de 2 ori, am clar, trebuie să dispară 3 și îl pun aici. De ce? Că
că 3 ori 1 pe 2 face 3 pe 2. Da. Și apare de 2 ori y ori 3 pe 2. Și 3 pe 2 asta e partea a doua. E bun. Și plus acum cât, Miruna? Plus? 1 pe 2 totul la 2. Nu, păi... 3 pe 2 totul la 2. Păi 3 pe 2, nu cum a apărut 3 pe 2? Da. Plus 3 pe 2, totul la 2. Am emoții acum. Dacă 1 pe 2 la 2 și 3 pe 2 la 2, îmi fac cât trebuie să-mi facă? 5 pe 2. 2. Emoții. Să vedem. Să faci. Ia să vedem. 1 pe 2, totul la 2. Plus 3 pe 2, totul la 2. Nu am nici emoții. Și eu la fel. Egal mai departe. Să vedem dacă așa este. E 1 pe 4. 1 pe 2, totul la 2, face 1 pe 4. Plus 3 pe 2 tot la 2, 9 pe 4. Și egal cu 10. 10 supra 4, care face 5 pe 2. Excelent! 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 Deci 10. De ce? 10. Excelent! Deci, iar da. Întrebare. Da. Cât am fost noi doi ora. Păi dacă nu puneam de la noi din Buric... Dar nu din Buric. Nu, păi din Buricul Ieghișițului am fost. Exact, ne-a ajutat. Deci, atenție, Miruna. Dar de ce am pus noi din Buricul Ieghișițului? Care simplifice cu ăla, dar... Asta-i! Dar de ce l-am pus? Miruna, l-am pus... Nu, l-am pus pe doi ăsta, că am în formulă nevoie de două ori prima. De două ori am. Și nu aveam pe doi. Eram înnebunit. Și acum n-a trebuit să amplificăm ceva cu 2 ca să... Nu, Miruna, că l-am pus pe 2 aici, l-am pus aici, 2 cu 2 simplifici și rămâne 3 Y ca înainte. Cum era exercițiul inițial. Vezi? A făcut magie. M-ai înțeles? Magie. Deci... Practic, 5 pe 2 era magie, l-a desfăcut în 1 pe 2 și 3 pe 2, dar 1 pe 2 l-a pătrat și 3 pe 2 l-a pătrat și s-a făcut produsul de 5 pe 2. La suma. Da? Deci insist încă la avem. În problemă, în Ieghișițiu, Tudor și Borâncana, atenție multă, am nevoie așa, de două ori prima parte, de două ori prima parte, 2x, mulțit cu a doua, dar să facă x curat. Și ca să fac x curat, 2 am nevoie eu de două ori, ori x, și oricine ca să se simplifice, și să rămâne x simplu. Ori 2. Deci am mulțit cu 2 și am împărțit cu 2. Deci am fostul x, l-am înmulțit cu 1 mai. Iar pe 1 pot să zic ca 2 pe 2. Ia uitați. Deci era x pătrat minus x. Dar x-ul ăsta, zic, ori 2 pe 2. Cât face 2 ori pe 2 pe 2? Face 1. 1. Și egal mai departe, cu parte x pătrat minus x, iau pe 2 și-l pun ăsta în față, 2 ori x, ori 1 pe 2. Că 2 cu 2 s-ar simplifica și rămân x ca mai înainte. În final, binomul aranjat este care în clipa asta, Anca? Care este binomul? Egal cu? X la 2. Stai, nu x la 2. Este x. N-am înțeles nimic că ți-am dacă zici x la 2. Eu zic, care este binomul? Este x, Anca? X. De ce plus Anca? Minus. I minus Anca, de aici. I minus, da? X minus 1 pe 2. X minus 1 pe 2. Tot la puterea a doua. Totul la a doua. Plus y plus 3 pe 2, tot la puterea a doua. Anca, este perfect dacă sunt. Uite, sunt câți stăm aici. 3. Parte, prima parte la pătrat de 2 ori, prima parte ori a doua, plus partea a doua la pătrat, da? Da? Deci este x minus 1 pe 2 totul la pătrat, plus despre celălalt, despre expresia asta, iarăși y pătrat, plus de 2 ori y plus 3 pe 2, plus 3 pe 2 la pătrat, care îi mai mare egal decât 0. Din ce motiv? Asta e mai mare egal ca 0 și asta e mai mare egal ca 0. Și atunci, pentru x egal cu 1 pe 2 și y, pentru x egal cu 1 pe 2 și y egal cu... 1 pe 2 egal cu minus 1. Nu cu minus... 1 pe 2, cu minus 3 pe 2. Minus 3 pe 2, da. Da? Expresia devine egal 0. Cu 0. Și am în minte un exercițiu, repede să-l facem, altul decât
acesta. Spuneți așa, să se arate că... Să se arate că expresia... 59, domn profesor. Să-l oprim, da.